Ionel, începem cu echipa națională, ultimul eveniment, primele două meciuri. Am văzut că ai comentat în presă, cum e normal, ești fost internațional. Cum ți s-a părut, cum comentezi această acțiune, cele două meciuri din Andorra și cu Belarus? Victorie. Eu cred că echipa și-a îndeplinit obiectivul, a obținut maxim de puncte. Vreau să-i felicit și eu pe această cale și nu cred că mai trebuie să comentăm în plus despre ce au făcut bun. Totuși au fost și voci... Nu mai contează, e restul cancan. Și tu chiar ai fost da, restul e cancan, nu. Nemulțumit de ce? Au obținut 6 puncte și cred eu că asta e cel mai important pentru ei, pentru moralul lor, pentru viitorul lor. Crezi că ne putem califica? Eu cred că de pe locul 2 sunt șanse foarte mari. Multă lume a spus că a fost cea mai bună grupă pe care o puteam prinde în acest moment. Practic am avut noroc la tragerea la sorți. Este adevărat. Numai trebuie să profităm de acest moment și să ducem echipa acolo unde a mai fost. Vreau să te întreb de o situație. Gică Hagi iese și spune că fiul său ar fi trebuit convocat. Ești oarecum în aceeași situație? Acum, sincer vă spun, voi credeți că Ianis nu făcea față o jumătate de oră de pe bancă la echipa națională? Deci știți ce mă miră la voi? Că niciunul dintre voi n-a subliniat faptul că România la astea două meciuri nu a avut bancă. Adică cine a intrat de pe bancă să se vadă un plus la echipă. S-a văzut un plus la echipă cu jucătorii care au intrat de pe banca de rezervă? Inclusiv, rețineți că cu Andorra au jucat în 10 oameni. S-a văzut vreun plus? Baza de selecție nu este atât de ofertantă. Dar nu vorbim de selecție. Noi vorbim de strict de ce se întâmplă la astea două meciuri, de primii 20 sau 18, cât ies pe bancă. Schimbările care s-au făcut sau jucătorii care au intrat, au venit cu plus la echipă? Din punctul meu de vedere, nu. N-am mai marcat. Dar îl înțelegi pe Gică Hagi ca tată și ai face la fel ca el? Ți-am spus, ești în aceeași ești tată de fotbalist. E adevărat. Dar eu nu vorbesc din punctul de vedere al lui Gică Hagi. Eu vorbesc din punctul meu de vedere ce am văzut la meciurile astea două. Părerea mea că Gică, Ianis, pardon, putea să fie acolo și eu cred că ducea 20-30 de minute lejer. Și poate venea cu plus. Că au fost schimbări, dar în echipă și în meciul 2, dar nu prea. Trecem la Superliga, urmărești Rapid și FCU. Da. Atent, la Rapid ai jucat, la FCU joacă fiul tău. Ai spus că Rapid nu are șansă la titlu. Păi, v-am spus. Pe ce te bazezi? Rapidul a început foarte bine, campionatul a fost foarte mult timp acolo sus, dar acum rezultatele sunt, cum să spun eu, în defavoarea lor. Sunt o echipă care joacă foarte bine acasă, dar dacă te organizezi așa cum au făcut-o și Sibiu și Craiova, ați văzut că le-au pus probleme. În deplasare, nu înțeleg de ce nu joacă la fel de bine ca și acasă. Ce le lipsește din punctul ăsta de vedere? Sincer, nu știu. Ești antrenor, vezi tactic. E o echipă care se exprimă. Dar poate publicul din Giulești e atât de important în... Este adevărat, da, dar în deplasare, părerea mea că trebuie să fii pregătit. Să fii pregătit că publicul tău nu mai este așa de numeros și trebuie să joci la fel de bine cum joci acasă. Adi Mutu, crezi că este vinovat pentru acest aspect tactic pe care îl menționezi? Acum, sincer, nu știu cât de vinovat, dar nu, el e singurul care poate să analizeze situația echipei și să vadă unde se greșește.
Părerea mea că nu poți să fii mulțumit tocmai acum când competiția devine din ce în ce mai importantă. Nu? Mă mulțumesc cu locul 5 că ce? Merg în cupele europene. Sau că știu eu... Nu, greșit. Dacă mă declar mulțumit, mă declar la final. Eu așa văd lucrurile din punctul meu de vedere. Crezi că ar trebui, că, pentru că, să spunem, la nivel declarativ, nu au spus niciodată, nu și-au conducerea Rapidului, nu și-au asumat în niciun moment, domne, vrem să tragem la titlu, să încercăm măcar. Au fost cumpătați din punctul ăsta de vedere. Nu știu ce să zic, atunci nu, jucătorii nu-și asumă și sunt fricoși. Și eu când am venit la Rapid, nu. Mi-am asumat și m-am pregătit în așa fel încât să joc cât mai bine, să câștig campionatul. Și l-ai câștigat. Exact. Facem o paralelă așa. Când ai venit la Rapid era George Copos. În momentul de față este domnul Șucu la... Domnul Șucu, eu cred că prea mult vorbiți de el. Nu. Este într-adevăr, dar el n-are barbă în fotbal cum are domnul Copos. Ar trebui să demonstreze prin rezultate. Păi, să facă. Și prin investiție, pentru că se spune, se tot vorbește și, de profit. Și George Copos a investit foarte mulți bani în fotbal. Nu? Dar poți să investești. Dacă n-ai rezultate, uitați-vă și Chelsea. De când a plecat Abramovici de la echipă, nu mai au rezultatele care le-au avut. Așa și Rapid. Dar tu crezi că Dan Șucu, în momentul de față, mai mult vorbește decât face eu? Păi am văzut că a făcut ceva. A făcut o bază sportivă, nu, foarte frumoasă, dar el trebuie să înțeleagă că nu bazele sportive aduc rezultate echipei. Și totuși, Rapid are un nume, are o tradiție și eu cred că ar trebui să se axeze mai mult și pe echipă. Dar ce trebuie unele în plus? Pentru că infrastructura e importantă. Jucători la echipă. Nu? Nu știu ce să zic. Mie mi se par că o parte din jucători sunt foarte mulțumiți. Că joacă acum în play-off și au rezultatele acestea oscilante, să zic. Simți, se simte treaba asta din declarații, din evoluții, din... Da, eu n-am văzut unul să iasă, să zică, băi, ar trebui să fim mai doritori, mai răi, mai ambițioși, mai... Mergem și în lupta pentru titlu, pentru că acolo nu o vezi pe Rapid, e clar, deși spui că ar trebui să vrea mai mult Rapidul. Cine crezi că o să ia campionatul în acest, dacă îmi permiți tu, triumvirat CFR Cluj? Lupta de-abia acum începe. Situația e foarte echilibrată. Paru, CFR-ul, nu? Steaua și Craiova. Și pe cine vezi? Te încumeți la un... Bă, sincer vă spun, am o relație foarte bună cu Dan Petrescu, cu Gică, cu Hagi. Nu, dar m-aș bucura mai mult pentru Gică să câștige el campionatul. Petrescu tot câștigat acum. Sper să mai și piardă anul ăsta. Pe Craiova nu vezi în discuție. Cam greu, cam greu. De ce? E prea mult scandal la ei. Ei vorbesc mult, dar fac puțin. Ce să zic? Totuși, domnul Rotaru are deja o experiență în fotbal și acolo s-au făcut investiții. Domnul Rotaru are, da. Are rezultate. Acolo, locul 4. Și ce îi lipsește Craiovei? Și te întreb de Craiova pentru că am vorbit mai devreme de FCU. În primul rând, stabilitate. Stabilitate la partea asta tehnică. Da? Aici mă refer la antrenori. În schimb, atâția antrenori deja într-o perioadă foarte scurtă nu mai este chiar așa, să zic, bine pentru jucători, pentru echipă. Ei nu mai sunt stabili, ei, nu, au impresia că sunt mai deștepți decât prevede legea și așa mai departe. Da. Am văzut că foarte supărați că n-au jucători la lor. Păi, nu, dacă jucătorii nu-ți disciplinați și astea, când ajungi la cel mai înalt nivel,
cum e echipa națională, să mă ierte Dumnezeu, dar trebuie să fii acolo un exemplu. Exemplu pentru tineri. Poate sunt foarte mulți jucători tineri care nu, îl idolizează pe Ivan. Da, asta vreau să te întreb de Ivan și acest scandal cu această discuție cu Edi Iordănescu. Edi Iordănescu face la fel de bine cum a făcut și Mirel Rădoi, nu? Dacă eu sunt antrenor și eu răspund pentru rezultate, tu, jucător, trebuie să te supui. Vedeți și dumneavoastră în străinătate, în Europa, acum jucătorii nu comentează. Poți să dai 100 de goluri, Ivane, la echipa ta de club. Dar trebuie să înțelegi că antrenorul are școală, are pregătire, are alea și până una alta, el este singurul răspunzător pentru rezultate. Dacă... Ionele, nu ai fost cel mai ascultător jucător și te duc spre discuția cu Leoci Beloni. Eu am fost foarte. Spui tu? Da, pentru că nu am avut sau am refuzat sau am ieșit într-un program pe care antrenorul mi l-a impus vreodată la vreo echipă de club. Niciodată. Niciodată n-am fost adeptul jocurilor astea de culise să joc contra sau să nu joc pentru antrenor. Din contră. Tot timpul mi-am respectat ținut, așa am fost, să joc cât mai bine unde am fost. Ți-am dat exemplul ăsta cu Loții Beloni acum pentru că este cald. A existat această contră cu el în urma interviului pe care l-a oferit. Deci, la pauza jocului m-am dus la doctor, mi-a spus frumos că mă doare spatele, că nu pot să mai joc și așa mai departe. Ce vedeți dumneavoastră rău în asta? Sau ce conflict e asta? Și am rămas acolo la cabine. Dar de ce crezi că el după atâta timp, domnul Beloni, după atâta timp... Păi să răspundă el, eu de unde să știu. Deci, Amatul, Mircea Sandu, o grămadă de oameni, Cașă și așa mai departe, plus jucătorii, ne-am împăcat. Mi-au pus așa melodia, o zosep, vin încoace să te înțep. Și m-au luat, hai să ne împăcăm, să dansăm. Cine i-a pus melodia? Ne-a pus acolo unde eram, la restaurantul ăla, unde cânta lăutarii sau ce erau, muzicanți. No. Și el de bucurie când a auzit melodia, a venit încoace să... Hai să dansăm, hai să ne împăcăm. Înțelegi? Nu. Și tu cum ai reacționat? Te-ai ridicat, ai acceptat? Nu, normal. Ce să... Nu? Deci eu personal n-am avut niciodată vreo problemă cu antrenorul să... Nu respect programul, să nu joc pentru echipă și așa mai departe. Și vă mai dau un exemplu. Te rog. Cu Maga, da? Am fost băgat în minutul 70 la un meci în Germania, cu Leverkusen. Am avut două, trei ocazii și n-am marcat. M-au scos afară. Imediat. Eram pe final de contract. Cred că urmărea să mă termine din punct de vedere mental, psihologic. Următorul meci... Când am jucat acasă, tot așa. M-au ținut pe bancă, m-au băgat iară. Tot 20 de minute. Și am dat 3 goluri. Și am câștigat meciul. Și știi ce le-au zis la suporter? La reporter? Că eu sunt o pungă cu surprize. Ai spus că cu antrenorii n-ai avut probleme, dar o să te întreb, deși de multe ori tu ai fugit de acest subiect, cu arbitrii ai avut. A fost prima dată atunci, în cariera mea de sportiv. Regreți momentul ăla? Mă, nu îl regret. Regretul momentul Vudu? Nu. Nu, dar nu vreau să vă vorbesc de el. Nu, n-am avut probleme cu niciun arbitru. A fost singurul moment atunci care am avut probleme. O să te întreb de FCU. Da, îmi pare rău pentru... Ești fan. Da, îmi pare rău pentru Adrian, pentru Mititelu. Nu, ținând cont că ne cunoaștem și de atâția amar de ani, de foarte mulți ani, din 96. De pe vremea când eu evoluam acolo. Îmi pare rău pentru el că n-a reușit să intre în play-off. Părerea mea că meciul s-a jucat nu la Sepsi, la Sibiu. Acolo trebuia făcut mai un mult. Rezultat foarte bun. Mi-ai spus că îl cunoști pe Adrian Mititelu de atunci, de când ai jucat. Cum era Adrian Mititelu atunci, dacă poți un pic să... Era trup și suflet pentru aceste culori. Nu? Suporter care iubea Craiova, da? Cu adevărat, nu din interes.
Tu cum vezi scandalul ăsta de la Craiova? Pentru că e un scandal între Peluză și... Foarte urât, conduce. Foarte urât. Nu înțeleg care e motivul, dar bănuiesc că nu. Totul se învârte în jurul la bani. Am înțeles că nu, s-ar fi aplanat acest conflict. Nu. Tot cu bani. Nu, că ăsta e... Și cum e banul iuchiul dracului. Ce să facem? E păcat că se ajunge la astfel de momente. Pentru că dacă ești și te declari suporter înfocat și iubești o echipă, o iubești cu adevărat, nu din interes. Nu. Apropo de Craiova, nu am cum să nu te întreb de acel meci când practic ai trimis titlul în Ghencea. În Ghencea. Păi, dar ce era să fac? Nu? Dacă am fost jucător profesionist, nu, mi-am văzut de treabă. Dacă vrei să joci în cupele europene, din punctul meu de vedere, trebuia să joci pe valoare, nu pe altceva. Sau pe meciuri aranjate. Exclus. Pe valoare. Nu? Astea au fost punctul meu de vedere la momentul respectiv. Știi că s-a spus că nu toți colegii tăi ar fi frut poți să dovedești? Păi nu, te întreb pe tine. Da. Tu ce ai simțit în vestiar atunci? Poți să dovedești? Eu pot să dovedesc? Sunt foarte greu de dovedit. Poți să dovedești? Da, care a fost istoria acelui? Unul dintre ei e aghiotantul lui Nenea Gigi. Îi făcea semnul Lobon. Vezi că trag acolo. Nu-i dăm numele. E clar, știm la cine te referi, dar spui că, uite, până la urmă îmi confirm varianta asta. Nu-ți confirm, domnule, că nu pot să dovedesc. Dar pot să spun ce s-a văzut pe teren atunci, la faza aia, la momentul ăla. Înțeles. Și omul respectiv nu prea arăta penalti. Era un executant foarte bun și de picior stâng. S-a spus atunci că și Steaua și Rapid au venit la voi în vestiar cu vestita premiere. Și chiar ăsta a fost motivul pentru care tu, de unul singur, că o să spun în continuare că de unul singur... De unul singur nu, nu chiar. Nu. Am fost mai mulți. Dar nu toți. Am fost mai mulți. Restul nu pot să dovedesc. Dar a existat această premiere? Premiere pentru că s-a jucat corect. Deci până la urmă Steaua a venit cu ceva. Rezultatul vorbește. În momentul de față, dacă s-ar întâmpla treaba asta, ar fi neregulamentar și această premiere. Vreau să vă spun că și bunica, Dumnezeu să ierte, a fost o fată foarte frumoasă. Din păcate, cu toți îmbătrânim. Tu ai simțit presiune la meciul ăla? Nu. Nu? Mă trăgea unul de mânecă pe culoare pe acolo, pe la Craiova, care era și patru și zicea că să stau mai liniștit, să... Nu. Patronul de atunci? Nu știu cine, nu mai mi-aduc aminte. Vreau să vorbim și de Dinamo. Dinamo n-a mai luat un titlu de când ai fost tu acolo, într-adevăr, no, jumătate atunci... de campionat. Și atunci am fost ok, erau jocuri de culise, mai mergeau unii pe la Borcea, pe la birou. Nașule, mai dă-mi așa, nașule, mai dă-mi așa, mai știi? A fost vestita discuție cu acel triunghi, Niculescu, Dănciulescu, Ganea, iar Mircea Rednic vă schimba. Despre asta, la asta te referi? Mircea Rednic ne schimba că... Trebuia să ne schimbe, că avea ordin. De la cine? De la CB sau BC. 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 Ăsta a fost și momentul pentru care ai plecat la jumătatea sezonului, cel mai bun marcator de la Dinamo atunci. Era ai plecat greu, și ai dus la Rapid. Era greu și eu cred că atunci ce performanță am făcut cu Dinamo, Dinamo nu mai avusese de mult timp și calificată din grupe în cupele europene și era afară minus 13 grade, în clasament eram pe loc întâi. Ce să facem? Era bine. Nu. Și după ce s-au calificat, nu,
Nu mai vorbesc, că... Ți-am zis, și asta e trecută la... A mai fost un meci pierdut de Dinamo în cupele europene și... No. Cel cu Lazio te referi? Nu mai mi-aduc aminte. Știu că a fost un meci în cupele europene pierdut. Și ce s-a întâmplat la meciul ăsta? O pierdut Dinamo, calificare. Da, dar ne lași aici de înțeles ceva, ne lași ceva în aer. Nu vă las nimic. O pierdut și atât. A pierdut-o voit? Voi știți mai bine că voi aveți surse mult mai bune decât mine. Ce să fac? Da, dar e foarte dur pentru suporteri să spui că Dinamo a pierdut un meci în cupele europene voit. Eu tu care ai jucat acolo. Eu n-am zis. Tu ai zis. Eu am zis că l-a pierdut și atât. Și nu trebuia să-l pierd. Pe teren. Exact. Ai regretat atunci că a trebuit să pleci de la Dinamo? Pentru că din primele etape, cred că după meciul cu Timișoara ai avut acea ieșire. Erau prea multe mizerii, nu? Înțelegeți? Și eu nu pot să înghit așa ceva. Mi-a fost foarte greu, știi? Și apoi, da, când îți mizerii multe, e cam greu. Ce să fac? La alte echipe nu ai simțit... Eu n-am avut probleme nicăieri. Eu mi-am văzut de treabă și... Da. Ionel, de ce spui tu, uite, sunt mulți foști colegi de-ai tăi care spun că în vestiare ai fost dur. Pe unii chiar i-ai atins, să spun așa. De unde crezi că ies treburile astea după atâția ani? Unde să... Am fost dur? Ce dur era? Eram oțel și nu mă îndea sau ce? Dur. Cum să fiu dur? Adică îi mai luvei din când în când. Aveai cum existau conflictele astea. Auzi, cu eu ei. Sunt zodia păi leu. Avem așa. Eu sunt zodia leu. Nu. Dacă calci leu pe coadă, nu e bine. Deci dacă îl calci pe coadă, atenție. Nu, asta vreau să zic. Nu mi-a înțelege ce vreau să zic. Nu-i că am fost dur. Eu am fost respectuos cu toată lumea. Practic. Dacă alții cu mine nu au fost respectoși și încercat să... Nu. Dar vezi și tu fie momente... Fie mai important sau să se dea mai important decât erau, nu. Eu deci, personal îmi vedeam de treaba mea. O să te întreb și de Dinamo de astăzi, că am vorbit de trecut. Am înțeles. Cum vezi tu situația la Dinamo? Acționari noi? Speranțe? Păi doi care au fost pe la Rapid, eu dat afară și au venit pe aici, pe la Dinamo. Dar nu știu în ce calitate. Nu, am un înțeles. Singur acționar a fost la Rapid și la antrenorul a venit, care a fost la Rapid în altă funcție. Antrenorul și cu acționarul ăsta de care tu vorbiți. Dar care... Ăsta e în buzunare... Ăsta e... În, cum să zic eu, e chel în buzunare. Din moment ce nu plătește la jucător și le-a cerut public să îi aștepte de bani, nu? Până în luna când se termină campionatul, practic. Au calculat ei bine. Se termină campionatul, jucați și vă mai dăm... Deci nu ești de acord cu entuziasmul ăsta în momentul de față. Păi cum se cere așa ceva la jucători? Păi da, tu muncești fără bani, mă, omule. Și mi se pare o prostie, mă. Și putut să le debiteze cap. Să le ceară la jucători să joace până la mai și să nu-i plătească. Totuși, din punct de vedere sportiv, Dinamo e în play-off în momentul de față. Adevărat. Și cu un lot fără transferuri, Ovidiu Burcă a reușit să ducă echipa acolo. O reușit, da. Crezi că are șanse la promovare? La cum joacă, nu prea văd. Dacă bătea pe Buzău, da, aveau, dar așa nu cred. Foarte mici. Îmi pare rău pentru Dinamo, pentru club, că au ajuns pe mână la niște oameni care nu au auzit nimeni de ei, sincer. Să dau mari investitori, dar de fapt cred că mai mult vorbesc decât fac. Da, uite, îți dau și exemplul ăsta la Rapid, au reușit. Burcă cu Niculescu până la un anumit nivel când s-au certat cu restul conducerii. Au reușit. Păi da, dar tu vii să
pui condiții pe banii mei sau cum? Că nu înțeleg. Borcă oricum nu era antrenor acolo. Borcă era acolo, la birou. Da, era... Cu prietenul Nicolescu. Care e cel mai mare regret al carierei tale? Că nu m-am calificat cu echipa națională la campionatul mondial. Din 2002. 2002. Da. Ăsta e cel mai mare regret. Și poate că nici n-am jucat în Liga Campionilor. Ți-ai fi dorit să prinzi o caroseară? Păi da, că am muncit, de exemplu, nu. La Stuttgart, nu, și v-am zis că Magat cu mine nu a fost foarte corect. Deci eu încerca să mă denigreze, să-mi ia din salariu, dar numai mie. Deci din tot lotul ăla de 30 de jucători, numai Ganea era oaia neagră la echipa. Știi? Dar de ce crezi tu că avea atitudinea asta față de tine? Pentru că tu ai avut un parcurs bun la Stuttgart, ai marcat. Păi da, el din moment spunea că el și-a făcut salariul la 1 milion și ceva de euro după ce ne-am calificat în Liga Campionilor și mie vrea să-mi reducă. Și am zis, care e motivul? Zic, cum? Zic, tu îți crezi salariul și mie mi-l... Zic, din ce motiv? Zic, dacă mie un gol din ăstea care le-am dat, 9 goluri, zic, tu termini pe locul 4 echipa.